Trebuia să fie o discuție secretă, pentru că arestatul vorbea despre siguranță națională și dorea să se adreseze șefului statului. N-avea voie nimeni să o înregistreze. S-a făcut verificarea, nu există niciun mandat de ascultare a acestei discuții, care a fost dinainte anunțată la parchet. Nu am nicio certitudine că a fost o discuție redată integral, dar generalul Degerato nu a fost informat când s-a dus la parchet că este înregistrat. Deci înregistrarea este ilegală. Este ilegală. Deci este ilegală în primă fază. Asupra conținutului, generalul Degerato nu confirmă foarte multe din afirmațiile de acolo. I-am cerut unuia din consilierii pe siguranță națională să aibă această întâlnire. Cu atât mai mult cu cât Omar Haysam era suspectat de mult mai multe și se știa că fusese în anturajul PSD și al domnului președinte Iliescu. Pleca de fiecare dată în călătorii în străinătate, ori acest anturaj putea duce la ideea că pot fi lucruri extrem de importante. Acum lucrurile au pornit pe un drum înapoi, să vedem cum este posibil să fie înregistrat ilegal un consilier al președintelui României, consilierul de siguranță națională. S-a constatat că redări ale unor ascultări făcute de unitatea de informații a Ministerului de Interne au fost multiplicate și distribuite.